Domnule Marinescu, deși Franța și România au relații pe care ambele părți le pretind ca fiind excelente, au aici un disens în problema integrării romilor. Pozițiile continuă să fie clar opuse. Parisul cere Bucureștiului acel plan național de integrare, finanțat evident din fonduri europene. Bucureștiul cere o strategie europeană. Există o ieșire din această situație? Da, cum să nu? Există pe moment, să spunem, o diferență de abordare. Eu sunt convins însă că se va rezolva. Și nu cred că va dura foarte mult până se va rezolva acest lucru. Eu vă pot, mă refeream la diferența de abordare între România și Franța, până la urmă se va rezolva acest lucru, pentru că, într-adevăr, există relații foarte bune, cele două guverne până la urmă colaborează foarte bine și nu cred că dintr-un asemenea subiect se pot altera astfel de relații. Pe de altă parte, vă pot spune care este tendința în instituțiile europene. Noi am anunțat ieri, grupul popular din Parlamentul European, că formăm un grup intern de lucru și în două luni ieșim cu o platformă pentru o politică europeană. Comisara Reding a anunțat că a organizat un task force pentru această problemă. Au fost pași mici, e adevărat, după summitul din 2008 și au ieșit acele 10 idei principale. Deci lucrurile, după părerea mea, se îndreaptă către ceea ce spuneați dumneavoastră că este dorința sau ideea Bucureștiului, o platformă europeană. Dar să nu uităm aici. Mie mi se pare absolut normal să fie o platformă europeană, pentru că romii constituie o etnie care, singura etnie de altfel, care se află peste tot în toate cele 27 de state membre. Da, important în această discuție mi se pare și următorul element: nu poți să faci integrarea unei minorități decât împreună cu minoritatea respectivă. Asta doar ca o paranteză și niciodată împotriva voinței minorității. Dar, pe de altă parte, să nu uităm că ministrul francez pentru imigrație, Éric Besson, a criticat rezoluția votată de dumneavoastră în Parlamentul European și susține că acest for, Parlamentul European, și-ar fi depășit competențele. Avem, deci, și poziții foarte diferențiate în interiorul Uniunii Europene. Absolut de acord cu ce a spus în prima parte. Am spus-o și eu în întâlnirea pe care am avut-o cu cititorii, să le spunem, de la pe care am avut-o înainte. Da. Nu poți să integrezi pe cineva dacă nu există cele două voințe. Voința celui care integrează și voința celui care trebuie integrat. La a doua parte, știți foarte bine, sunteți acolo la Bonn, știți foarte bine, câteodată există mari diferențe între discursuri și acțiuni. Cred că și acum se va întâmpla același lucru.